Salutare! Bună dimineața! Ce fac ostași mei? Dragii mei, zâmbesc, dar nu e de zâmbit. Mi-amintesc ce s-a întâmplat acum 30 de ani. 30 de ani încheiați. 30 de ani cu vârf. 30 de ani altfel. Of, Doamne! Grei ani. 30 de ani a fost revoluția, dragii mei, pentru cei care nu știți. Revoluția unde au murit, în care au murit mii de tineri. Nici nu se recunoaște public câte vieți au murit pentru țărișoara asta, pentru bunăstarea noastră a tuturor și în special pentru cei care au rămas, pentru că ceilalți, despre ceilalți nu se poate vorbi decât post-mortem. Îmi pare foarte rău pentru ei. Dar ce se poate face cu părerea de rău? Nici la WC-ul nu e bună. Așa că, haide să depănăm firul poveștii. Revoluția văzută de mine. Adică așa cum am perceput-o eu, așa cum s-a întâmplat în viața mea. Fiecare om a primit informația pe diverse căi. Ok, eu aveam 26 de ani la momentul respectiv. Nu aveam televizor, nu prea ascultam la radio. Munceam. Și cum mă trezesc destul de târziu dimineața pentru că lucrasem până spre miezul nopții. M-am trezit, mi-am băut cafeluța, m-am pregătit să plec la muncă și am ieșit să plec la muncă, la tramvai, să merg cu tramvaiul, pentru că la timpul acela mergeam cu tramvaiul la combinatul siderurgic Galați. Când am ieșit la strada mare, un cetățean pe o bicicletă striga din toți bojocii cât îl ținea gura. A fugit Ceaușescu, a fugit Ceaușescu, a fugit Ceaușescu. N-a apucat să-l interpelez, că el din goana bicicletei, oho, până am perceput eu ce zice el, a fost departe. A ajuns în stație la tramvai, vorbea mai multă lume, șușotea, cunoscuți, mă rog, colegi, prieteni. A fugit Ceaușescu. Mă, să fie adevărat, să nu fie. Mă duc la servici. Toată lumea, la fel, vorbea pe de-a întregul, fără șușotel, fără nimic. Acum nu știam ce să cred. Prea vorbea multă lume. Știți cum e, când zice 1, 2, 3, 10, 100, nu s-o poate să nu fie adevărat. Bă, nu știam ce să fac, să mă bucur, să nu mă bucur, pentru că am dus-o foarte greu sub regimul Ceaușescu. Foarte greu. Extrem de greu. Sigur o să vă povestesc și în alte episoade viitoare, dacă o să dați like-uri la episodul ăsta, dacă o să vă abonați și dacă o să empatizați cu mine, dacă o să-mi scrieți comentarii, întrebări și așa mai departe. Într-o concluzie, dacă o să fie cerut. Ajuns acasă, dau drumul la radio, ajuns în seara acasă, dau drumul la radio și la radio se transmitea pe toate canalele,